Domnule, să rostim împreună rugăciunea Tatăl nostru. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău, căci a Ta este împărăția, puterea și slava în veci. Amin. Să fim din nou în casa Domnului. Amin. Mă bucur să vă revăd. Am fost plecat o vreme împreună cu soția și cu băiatul nostru și cu Silvia, ora. O vreme am fost plecat în Republica Moldova, iar apoi prin țară, un pic și cam după o săptămână am ajuns din nou acasă. Mulțumim Domnului pentru toată grija, paza și mulțumim pentru rugăciunea
rugăciunea dumneavoastră și pentru purtarea de grijă care ați avut-o față de noi rugându-vă înaintea Domnului. Mulțumim și Domnul să vă răsplătească. Amin. Amin. Suntem în casa Domnului această dimineață, ne bucurăm, este ziua Domnului, așa cum am auzit spunându-se, da, sărbătorim pe Domnul nostru Iisus. Și astăzi sărbătorim intrarea Domnului în Ierusalim. În Ierusalim ne bucurăm de toți care ați venit. Domnul să vă binecuvinteze, să vă sfințească. Amin. Și să ne sfințească pe toți atunci când stăm înaintea cuvântului Său, iar cuvântul de astăzi să fie un cuvânt provocator pentru noi, în sensul în care plecând de aici, ne propune să trăim mai aproape de Domnul. Amin. Amin. Ne bucurăm de toți, dar în mod special de familia Dobrei, din Sântana, nu știu dacă voi ați văzut că Firel cu Sandu seamănă un pic. Da, foarte bine. Ne bucurăm de ei, Firel, Moni și Marcel, Domnul să fie cuvinteze. Amin. Amin. Pe toți. Pe toți, Domnul să vă și să ne binecuvânteze în casa Lui, în viața noastră, care o avem de trăit împreună cu El, câte zile vom avea. Haideți să ne pornim și în această dimineață, să lăudăm pe Domnul, să ne închinăm cu bucurie, cântând, ascultăm orchestra, lăudând pe Domnul, iar după aceea, fetele Naomi și Bianca vor cânta și ales pe slava Domnului.
Cer și pe pământ.
adevărat și binecuvântat în veci de veci. Amin. Amin. Continuăm părtășia noastră, închinarea noastră cu bucurie, ascultând copiii lăudând pe Domnul. Tinerii, adolescenții, copiii noștri au o cântare spre lauda Domnului. Se binecuvânteze Domnul Iisus pe ei și pe cei care s-au ocupat, pe oameni care s-au ocupat de ei. Amin. 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 Ascultăm grupul mixt, lăudând pe Domnul cu o cântare. Thank you.
l'al tău popor iubire pe pământ. Tu l-ai ales să-ți poarte numele de-a bunul și pentru el tu faci, Iisuse, mari minuni. O, Sara, vine cu vântat să fie.
anunțuri cu privire la ce urmează astăzi după masă și săptămâna aceasta. După cum bine știți, de astăzi intrăm în săptămâna mare, săptămâna patimilor Domnului. Întâlnirile noastre sunt un pic mai afle decât cele obișnuite, după cum urmează. După masă, la ora 17, la ora 5, ne întâlnim din nou în Casa Domnului. Vă chemăm pe toți, studiem împreună din Biblie și învățăm din Cuvântul Dumnezeu lucruri de folos pentru noi. Săptămâna următoare, ne vom întâlni joi. Prima întâlnire va fi joi, serviciu comemorativ, serviciu divin comemorativ, joi la ora 19, ora 7 după masa, unde vom avea și cina Domnului. Deci vă invităm, frați și surori, să participăm împreună în săptămâna aceasta la toate serviciile care le avem. După aceea, vineri seara, tot la ora 19, ora 7 după masa, de asemenea, un serviciu divin comemorativ, ne întâlnim din nou ca biserică, ne rugăm, învățăm, ascultăm Cuvântul lui Dumnezeu. Iar duminică dimineața, așa cum obișnuim de atâta vreme, duminică dimineața, un serviciu așa de bucurie al Învierii, de la ora 6 dimineața. De la ora 6 dimineața la ora 8. Da? Vă invităm cu mare drag, e un timp extraordinar. Cei care ați participat an de an știți despre ce e vorba, dar nu putem compara cu absolut, cred că, niciunul din serviciile care avem în timpul anului. Așa că veniți să vedeți. Ceea ce spunem e chiar așa. Dimineața de la 6 la 8, iar apoi dimineața, următoarea noastră întâlnire este de la ora 10 la ora 12. Atât este pentru prima zi, da, de Învierea Domnului, duminica viitoare, iar luni, a doua zi de Paște, a doua zi, avem picnicul anual al Bisericii. La ora 10 și jumătate ne întâlnim aici, la ora 11 plecăm spre Păstrăvărie și continuăm acolo întâlnirea de toată ziua. Programul acesta îl găsim scris, toate datele cu privire la întâlnire noastre le avem scris pe avizier, pe cei care vă uitați pe Facebook-ul Bisericii și probabil pe alte, cei care aveți Facebook-ul să transmit și pe alte pagini ale voastre. Dar vă uitați, știm exact, acum nu mai puteți să spunem că nu știm. I-a anunțat toată lumea, am văzut de ieri, de atâta vreme cum oamenii se uită acolo și sunt interesați. Domnul să sfințească viețile noastre, iar întâlnirea noastră să fie de folos. Amin. Și cu folos pentru noi și pentru cei care vin să ne asculte. Amin. Amin. Știu că ați venit pregătiți de sărbătoare, dar cred că ați venit pregătiți și de dărnicie și de dăruire. Nu-i așa? Așa că în timp ce dăruim, cântăm de bucurie cântarea adorării, cântarea de la 31, că de-aia cântă baptiștii când dau bani, ei se bucură că îi dau. Da? Te adorăm în fericire, Domn al gloriei cerești, ce curaza-ți de iubire, inimile le încălzești. Și dacă îți nori în viețile voastre poveri, dacă sunt suferințe în trupurile voastre, dacă sunt alte lucruri care vă împiedică să vă închinați, să vă bucurați, lăsați-le pe toate la picioarele Domnului. El poate să le rezolve, să le alunge și El să ne lumineze viețile cu al Său Duh Sfânt și curat. Fratele Lazar slujește la strângerea darurilor. Oh, I don't know what to do.
tale, Doamne, sănătate, ne dai minte, înțelepciune. Te rugăm, Doamne, să ne ajuți să mergem pe care ta, Doamne. Te rugăm, Doamne, să ne binecuvintezi biserica, orile. Te rugăm să ne binecuvintezi și familiile. Te rugăm, Doamne, să binecuvintezi și cuvântul Tău care se face prin audul pentru noastre. Te rugăm să ne deschizi inimile și să-L primim ca din partea Ta. Te rugăm, Doamne, și pentru dădătorii voioși. Să-i răsplătești atât cu răsplățile tale pământești, dar în special cu cele cerești. Amin. Amin. Deoarece avem zi de sărbătoare, va fi și text biblic și mesaj de sărbătoare, vă invit să deschideți scripturile, cei care le aveți la voi, la Evanghelia după Luca, la capitolul 19. De unde voi citi începând cu versetul 29 până la versetul 40. Găsiți textul anunțat la pagina 1015 în Bibliile Traducerea Cornilescu. Evanghelia lui Luca, capitolul 19, voi citi începând cu versetul 29. Iată cum glăsuiește cuvântul Domnului. Când s-a apropiat de Betfage și de Betania, înspre muntele numit al Măslinilor, Iisus a trimis pe doi din ucenicii săi și le-a zis: duceți-vă în satul dinaintea voastră. Când veți intra în el, veți găsi un măgăruș legat pe care n-a încălecat nimeni niciodată. Deslegați-l și aduceți-mi-l. Dacă vă va întreba cineva pentru cel deslegat, să-i spuneți așa: pentru că Domnul are trebuință de el. Cei ce fuseseră trimeși s-au dus și au găsit așa cum le spusese Iisus. Pe când deslegau măgărușul, stăpânii lui le-au zis: pentru ce deslegați măgărușul? Ei au răspuns: Domnul are trebuință de el. Și-au adus măgărușul la Iisus. Apoi și-au aruncat hainele pe el și au așezat pe Iisus scălare deasupra. Pe când mergea Iisus, oamenii și-așterneau hainele pe drum. Și când s-a apropiat de Ierusalim, spre pogorâșul muntelui Măslinilor, toată mulțimea ucenicilor, plină de bucurie, a început să laude pe Dumnezeu cu glas tare pentru toate minunile pe care le văzuseră. Ei ziceau: binecuvântat este împăratul care vine în numele Domnului, pace în cer și slavă în locurile prea înalte. Unii farisei din norod au zis lui Iisus: învățătorule, ceartă-ți ucenicii. Și acum fiți atenți la răspunsul Domnului Iisus. Și El a răspuns: vă spun că dacă vor tăcea ei, pietrele vor striga. Amin. Reocupați-vă, rog, locurile. Am ajuns din nou la sărbătoarea floriilor. Intrarea triumfală a Domnului Iisus în cetatea regală, Ierusalim. Cred că ne-am pregătit cu inimile noastre pentru această zi. De altfel, noi ca și copii al lui Dumnezeu trebuie să ne pregătim cu inimile noastre să-L celebrăm pe Hristos, împăratul nostru, în fiecare zi și în fiecare clipă. Nu doar de florii, nu doar de Paști, nu doar de Crăciun sau nu doar în ziua de duminică. Așa că îmi doresc și mă rog ca în inimile noastre să fie o permanentă sărbătoare și o permanentă sărbătorire și înălțarea lui Hristos, împăratul slavei. Era de zis amin aici, cu toată inima. Dar probabil că încă nu ați intrat în contact direct cu mine. Dar sper ca până la sfârșitul mesajului să reușesc să vă impactez. De fapt, Duhul lui Dumnezeu ne impactează și se folosește de mine, se folosește de cuvânt și se folosește de părtășia pe care noi o avem împreună. Mă bucur și eu că împreună cu noi este fratele meu, împreună cu familia lui, Domnul să îi binecuvânteze. Ei slujesc în Sântana, la Biserica Betesda, Biserică Soră. Domnul să le dea har și prosperitate în toate privințele și să-i ajute să finalizeze ceea ce au început, respectiv construirea unei noi case de rugăciune. De asemenea, mă bucur că mama mea, da, și are nume de floare, ei spune Fira, dar de fapt e floare, că așa au fost părinții pe vremuri, puneau prenume, câte două,
și alegeau un al treilea prenume, cum e și cazul meu, Ștefan Alexandru, și mi-au zis Sandu. No, asta este. Așa că și ei, Floare, și i-au zis Fira sau Firuța. Așa că Domnul să binecuvânteze pe mama Fira și mama Floare. Și pe toate florile și florinii și care sunteți aici în această zi, cu ocazia intrării Domnului Iisus în Ierusalim. Fiți atenți! Am citit textele Evangheliilor care prezintă intrarea Domnului Iisus în Ierusalim, da? Și descoperirea pe care am făcut-o este următoarea. Sărbătoarea aceasta nu este una curată, adică monocoloră din punct de vedere emoțional. Și de ce spun aceasta? Deoarece ziua intrării Domnului Iisus în cetatea, să o numim așa, neprimitoare, da, în cetatea Ierusalim, a fost o intrare sinuoasă, o intrare înălțătoare, dar și tulburătoare deopotrivă. Vedem un amestec de bucurie, entuziasm, cântare, exaltare, laudă, strigăte și pe de altă parte ce mai vedem? Vedem și ură, și dușmănie, și intrigă, și nemulțumire. Și la Domnul Iisus mai vedem ceva. Vedem și lacrimi, supărare, durere, părere de rău. Față de cine? Față de cei care trebuiau să-L cunoască și nu L-au cunoscut. Față de cei care trebuiau să-L primească și nu L-au primit. Față de cei din Ierusalim. De aceea, sărbătoarea aceasta este o sărbătoare așa, în care găsim emoții amestecate, trăiri sufletești, da, amestecate, diferite, și îl vedem pe Domnul Iisus în diferite ipostaze, câteodată bucurându-se, îl vedem și pe măgăruș, îl vedem și la zidul Ierusalimului plângând, îl vedem și în templu luând biciu și măturând templu, da? Sărbătoarea asta, să știți, și ziua aceasta nu e ușoară deloc. În general știm că Domnul Iisus nu și-a făcut publicitate lucrării, n-a căutat să atragă și să manipuleze masele în direcția propulsării sale spre scena politico-religioasă. El știa că nu se poate baza pe mulțime, chiar dacă s-ar fi putut folosi de ea. El știa atunci că nu se poate baza pe mulțime, deoarece inima mulțimii, a oamenilor, cum era? Instabilă și înșelătoare. Cu toate acestea, noi azi credem că ne putem baza pe mulțimi și muncim ca să avem biserici, adunări mari, ne zbatem să vedem om lângă om în adunare, sfânt lângă sfânt, și chiar câteodată ne zbatem să vedem piatră lângă piatră. Domnul Iisus a fost de multe ori în Ierusalim și înainte de evenimentul acesta. Dacă vă amintiți, la început a fost în Ierusalim împreună cu părinții și frații, mai târziu a fost cu ucenicii și frații, înainte a fost un vizitator oarecare, un anonim printre anonimi, un călător printre pelerini, dar de data aceasta vedem că Domnul Iisus dorește să fie altfel, cu totul altfel. Și cine să fi avut curajul să-L întrebe: de ce, Doamne Iisuse, de data asta vrei să fii altfel? De ce vrei să fii altfel în această zi? Nimeni nu îndrăznea să întrebe, pentru că parcă știau că toate detaliile fuseseră planificate dinainte în taină și minuțios. Chiar papa mobilul era pregătit. Adică măgărușul. Măgărușul, da, care trebuia să-L ducă pe Domnul Iisus și să-L slujească pe Domnul Iisus, transportându-L, chiar și parola de accesare, care nu putea fi refuzată de nimeni, și anume, Domnul are trebuință de El, da? Chiar și parola aceasta a fost pregătită, toate lucrurile pregătite, și totuși avem o problemă. Așa îmi place de Beni, când se uită așa drăguț la mine. Dar nu a fost bine răspuns, așa
cu tot dragul. Domnul să te binecuvânteze, Beniamin, să trăiești mult și veșnic. Da, mesajul din dimineața aceasta se intitulează Noi sau pietrele? Și este și întrebare și ce? Și răspuns. Da? Și exclamare și întrebare. Noi sau pietrele? Noi sau pietrele? Cum vreți să o luați? Depinde de dumneavoastră. În ziua aceasta a intrării Domnului Iisus în Ierusalim, asistăm la un moment, un moment aparte. Am văzut că pe noile sticle de Pepsi se face o reclamă cu privire la moment. Și anume, trebuie să-ți găsești momentul și să-ți definești momentul. Ei, pentru Domnul Iisus, momentul intrării sale triumfătoare în Ierusalim este un moment unic. De ce? Pentru că în acest moment unic descoperim inimi și emoții descătușate, dar fiți atenți, fără opreliști și fără filtre. Domnul Iisus a preferat să-și facă lucrarea și să inaugureze împărăția cerului departe de Ierusalim. N-a căutat să atragă reflectoarele puterii asupra sa și așa a fost mereu, dar nu este la fel și de data aceasta. De data aceasta, Domnul Iisus intra cu fastul și onorurile unui împărat. Acum Domnul Iisus intra, cum? În numele Domnului, cu oferta de pace pentru cei care au uitat că sunt în război. De aceea ucenicii și nu numai, toți ceilalți pelerinii au fost cuprinși de o bucurie extatică, o stare de fericire nemai întâlnită în care spontaneitatea a luat locul rațiunii sobre. Ceva încântător și unic se petrecea cu ei și cu alții. Ceva de o intensitate atât de mare încât, fiți atenți, au făcut să piardă temporar legătura cu lumea exterioară. Era un soi de magie a acelui moment. Moment care a descătușat inimile și emoțiile și vedem că toate acestea se exprimă în voie, fără opreliști, fără filtre. Parcă totul o luase razna. Vedem că hainele de pe ucenici și pelerini au devenit prea incomode. Crengile finicilor stăteau prea cu minți la locurile lor, de aceea au fost rupte și hainele așezate pe drum și ramurile de finic de asemenea așezate pe drum înaintea Domnului, iar glasurile lor nu mai aveau nevoie de nicio amplificare. O bucurie și o hărmălaie de nedescris, pregătită minuțios în taină. O bucurie și o hărmălaie de nedescris urmărită minuțios în taină de către opoziție și anume fariseii. Mă bucur să asist la un asemenea moment unic în care inimile și emoțiile oamenilor s-au putut descătușa. N-a mai fost nimeni să le bage pumnul în gură, n-a mai fost nimeni care să le spună asta ai voie, asta n-ai voie. N-a mai fost niciun filtru la ușa de la intrare, n-a mai fost niciun filtru în față, n-a mai fost filtrele regulilor și ale, eu știu, normelor. Nu. Oamenii au început să se manifeste în voie. Inimile lor erau libere, emoțiile lor erau libere. Și asta a făcut ca momentul intrării Domnului Iisus în Ierusalim să fie unic. Unic. De asemenea, asistăm și la un moment controversat și nedigerabil pentru religioși și legaliști. Ceea ce se întâmpla acolo a întrecut măsura capacității lor de toleranță și au intervenit rapid pentru încetarea acestui tărăboi electoral. Și cum ei nu își permiteau să se aplece atât de jos încât să se adreseze ucenicilor și mulțimii dezlănțuite, vedem că vin direct la Domnul Iisus și dau ordin împăratului Iisus, spunându-i, învățătorule, ceartă-ți ucenicii.
Cu alte cuvinte, vor ei să spună: tu ești singurul care mai poate opri zarva aceasta, iar ucenicii tăi sunt agitatori responsabili cu întreținerea ei. De aceea te rugăm să intervii acum, ca nu cumva lucrurile să scape de sub control. Numai că vedeți dumneavoastră, Domnul Iisus nu și-a propus să țină lucrurile sub control când a intrat de data aceasta în Ierusalim. Nu și-a propus să țină lucrurile sub control așa cum îi place unei inimi împietrite. El voia ca înflăcărarea și bucuria, elanul și extazul ucenicilor și mulțimii să continue. Sărbătoarea odată începută nu putea fi oprită atunci când vroiau mușchii legaliștilor. Zice Domnul: dacă vor tăcea ei, pietrele vor striga. Adică, dacă nu le dați voie lor să se manifeste, să fie liberi în exprimarea lor, dacă voi vreți să împiedicați sărbătoarea aceasta la care participă ucenicii și pelerinii veniți la Ierusalim cu ocazia Paștelui, să știți că pietrele vor striga și ele vor continua sărbătoarea. Cu alte cuvinte, indiferent de ce vreți voi și spuneți voi, azi va fi sărbătoare în Ierusalim. Fantastic, nu-i așa? Și așa, ușurel, ajungem fără prea multă greutate la momentul pietrelor. Îmi place foarte mult momentul acesta. Momentul pietrelor. V-ați gândit până acum, cu ocazia floriilor, la momentul pietrelor? Ne gândim la atâtea momente și la atâtea detalii la florii, nu-i așa? Putem vorbi despre ramurile de finic. Putem vorbi despre hainele întinse pe drum. Putem vorbi de măgăruș, de stăpânii măgărușului. Despre ce mai putem vorbi la florii? De plânsul Domnului Iisus, de împietrirea oamenilor din Ierusalim, de multe, da? Dar de pietre? Vorbește cineva de pietre? Mai puțin, nu-i așa? Dar mă bucur că în dimineața aceasta Duhul Domnului m-a îndemnat și m-a călăuzit să ajung împreună cu voi la momentul pietrelor. Și vă îndemn, vă sugerez să fiți foarte atenți la momentul acesta. Știți de ce? S-ar putea ca momentul pietrelor să fie sau să ilustreze starea inimii mele sau starea inimii tale. Răspunsul Domnului Iisus la cerința fariseilor a fost unul genial. Dacă ei tac, pietrele vorbesc și cântă. Și vedem cum Domnul Iisus aduce în prim planul evenimentului o categorie de participanți neglijată de către toată lumea, și anume pietrele. Cum spuneam, nimeni nu iubește pietrele. Să zicem mai puțin arheologii. Nimeni nu caută să vorbească despre pietre. Și vedem cum acești martori tăcuți, neînsuflețiți, care pentru nimic în lume n-ar avea șanse pentru a fi selectați la România, au talent, au totuși capacitatea de a se manifesta și cânta, fiți atenți, precum oamenii. Adică pietrele pot să se manifeste ca noi, dar fiți atenți, și noi ne putem manifesta ca și pietrele. În viziunea Domnului Iisus, pietrele de pe drum și de lângă drum nu sunt doar un decor pasiv la eveniment. Dar ce sunt? În viziunea Domnului Iisus, pietrele de lângă și de pe drum sunt rezerve apte și pregătite pentru a răspunde cu entuziasm cerințelor Creatorului. Fariseii nu au știut și nici nu au putut să se bucure la intrarea Domnului Iisus în Ierusalim. Dar durerea cea mare este că
nici nu le-ar fi permis altora să se bucure. Ideea la farisei care era? Dacă noi nu-L putem sărbători pe Hristos, pe împăratul, pe fiul lui David, pe cel care vine în numele Domnului, dacă noi nu avem inimă de sărbătoare, nu avem inimă de laudă, de bucurie și mulțumire la adresa Lui, dacă nu ne putem închina, dacă nu-i putem cânta, dacă nu putem striga un cuvânt de salut, dacă nu-i putem aduce un mesaj pozitiv, nici alții să nu o facă. Dacă nu o facem noi, nici alții să nu o facă. Atitudinea lor a fost una de respingere repetată a lucrării și persoanei sale până la nivelul împietririi inimilor. Și acum fiți atenți. Când inima devine de piatră, și anume nereceptivă, piatra de pe drum devine inimă receptivă. Și asistăm aici la un miracol. Miracolul trezirii. Și anume, miracolul trezirii unor pietre care de fapt reprezintă ce? Niște inimi. Miracolul trecerii inimii de la piatră mută la inimă însuflețită și chiar înflăcărată pentru Hristos. Respingerea fariseilor de a se bucura a fost doar un exemplu dintr-un șir lung de respingeri. De aceea, dragii mei, legaliștii nu se pot bucura atunci când nu pot controla, când granițele sunt fluide, când bucuria o ia la vale fără nicio limită. Legaliștii nu se pot bucura. Vă place acest moment al pietrelor? Fiți sinceri. Vă place atitudinea fariseilor? Vă place atitudinea Domnului Iisus? Mie îmi place foarte mult. Acest moment al pietrelor ar trebui să ne dea nouă serios de gândit. Și anume, când se întâmplă ceva în biserică, lucru cu care noi nu suntem obișnuiți, vedem o manifestare care e nouă, n-am mai văzut-o. Care e tendința noastră naturală? Cum? Nu de a o respinge numai, că asta e o fază cât de cât, să zicem, acceptabil, o respingem, poate noi, nu suntem de acord. O și acuzăm și vrem să o îndepărtăm. Și în felul acesta se face un soi de selecție naturală. Dacă nu ești ca noi, dacă nu crezi ca noi, dacă nu te manifesti ca noi, dacă nu faci tot ce facem noi, nu te încadrezi în șabloanele noastre, poți să mergi în altă parte, ești liber. Du-te unde vrei. Că la noi nu se cântă așa, la noi nu se roagă așa, la noi nu se predică așa, la noi nu se îmbracă așa, la noi nu stăm așa aranjați în biserică, la noi rânduiala e alta. Și dacă vrei să vii la noi și să fii ca noi, ce trebuie să faci? Să taci și să te conformezi. Învățătorule, ceartă-ți ucenicii! De ce? Că nu-mi place ce fac. Ce fac ei nu-i bine. Dar ce le plăcea lor? Știți ce le plăcea fariseilor? Ceea ce se întâmpla în Ierusalim, respectiv în templu. Le plăcea fariseilor ce se întâmpla în templu din Ierusalim atunci? Cu siguranță da. Dar când vine Iisus și intră în templu, lui Iisus îi place? Îi place templu, cum arată, ce vede acolo, ce aude acolo? Behăitul animalelor care stăteau la schimb și la vânzare, mesele pline cu bani la schimb, schimburi valutare, îi place zarva de acolo, dezordinea de acolo, business-ul de acolo, afacerile care se făceau în templu? Nu! Dar la farisei astea le plăceau?
Lauda nu le place, strigătul nu le place, binecuvântarea împăratului slavei nu le place, dar le place ce? Tot ce era firesc și nu era biblic și sănătos. Și Iisus tocmai asta le acuză. Și dacă citiți, când Iisus intră în templu, ce face? Răstoarnă mesele schimbătorilor de bani. Ia biciul și scoate pe toți afară și zice, ați profanat casa tatălui meu și ați făcut din ea o peșteră de tâlhari. Lipsește slava, lipsește Dumnezeu, lipsesc oamenii evlavioși, lipsesc slujitorii hăruiți și dedicați, lipsește Evanghelia vestită în puterea Duhului Sfânt, lipsește rugăciunea care să producă minuni în viețile oamenilor și pentru oameni, lipsesc lucrurile care ar trebui să fie aici. Voi ați schimbat. Și durerea este că v-ați schimbat și voi. Pentru că schimbarea asta v-a pietrificat și v-a făcut să fiți nereceptivi la harul lui Dumnezeu, la Evanghelia lui Dumnezeu, la ceea ce trebuie să faceți bun și plăcut înaintea lui Dumnezeu. O, Doamne, câți legaliști nu găsim și în bisericile noastre? La ora actuală în România avem suficienți credincioși care și-au părăsit bisericile și se întâlnesc pe unde apucă, prin case sau prin alte locuri. Știți de ce? Pentru că așa zis și farisei din biserici au zis, voi să tăceți, voi trebuie să faceți ca noi, altfel mai bine plecați. Și pleacă săracii. Și nu știu încotro să o apuce. Nu știu cum să-L mai urmeze pe Hristos. Cum să-L mai slujească. Nu mai știu cum să se bucure, cum să se închine, cum e bine. Dacă ei tac, pietrele vorbesc. Și în final ajungem la un moment crucial în care ni se pune înainte o întrebare. Ce vrei să fii? Om sau piatră? Ce vrei să fii, fratele meu, sora mea? Om sau piatră? Tinere, ce vrei să fii? Om sau piatră? Aceasta este întrebarea. M-am gândit odată să vă pun să ridicați mâna, să văd cam ce vreți să fiți, dar am zis că v-aș tulbura prea tare. Că unii ridică mâinile la impulsul momentului ca să dea răspunsul așteptat de cel de la amvon. Nu mă interesează asta. Mă interesează cu totul altceva. Vă reamintesc, suntem în plină sărbătoare a floriilor. Știți asta? Ce-ar fi dacă în această sărbătoare, în care am intrat deja, ți-ai permite câteva ore de bucurie? Ce-ar fi dacă ai renunța la limitările și pedepsele impuse de către tine sau alții? Am uitat la fețele voastre de când ați venit. Nu prea v-am văzut zâmbind. Cel mai tare m-a afectat Cristi. Și al doilea e sora Sorina. Ca față, așa, tristă. Aș putea să dau și a treia persoană, dar nu mai dau, ca să fie numai două, să nu fie top trei. Ce-ar fi ca voi și ceilalți să vă permiteți o mică bucurie în ziua aceasta? Credeți că ar fi păcat să vă bucurați, să zâmbiți? Vă interzice cineva bucuria? Pentru ce ziua aceasta? Păi dacă nu-i pentru bucurie,
Pentru ce să fie? Nu știu dacă dintre prunci sunteți careva care aveți niște limitări sau pedepse impuse de părinți, aveți? Acum, la ora asta, n-aveți. Deci sunteți liberi toți. Slavă Domnului! Că aici nu vă puteam da dezlegare eu. Cred că nici în biserică nu sunteți membri care să vă fi dat eu ceva limitări, nu-i așa? V-am spus, bă, vezi să nu te rogi așa, vezi să nu te îmbraci așa, nu v-am dat, nu? Limitări. Dar da, chiar dacă vi le-am dat, poate, ce-ar fi dacă pentru câteva momente ai fi gata să renunți la aceste limitări și pedepse impuse de tine sau de către alții? Ce-ar fi dacă te-ai răsfăța cu bucurie făcând lucruri pe care nu le-ai mai făcut de mult? Lucruri pe care nu le-ai mai făcut de mult. Vă puteți gândi la câteva. Și fiți atenți, nu vă gândiți la lucruri păcătoase. Deci noi vorbim aici despre lucruri sfinte și serioase. Deci să nu lăsați gândul și mintea să vă margă pe coclauri periculoase. Să fim serioși. Lucruri bune, folositoare, plăcute, care te-au încântat, ți-au îmbucurat viața, pe care nu le-ai mai făcut de mult. Să zicem, să-l săruți pe bărbatul tău când merge acasă înainte de masă. Unele am auzit că nu prea mai practicați asta. Sau bărbatule, o să o îmbrățișezi pe nevasta ta după ce îți dă să mănânci și te bați bine pe burtă. Hai, draga mea, să te îmbrățișez și să îți arat cât de mult te prețuiesc și cât de mulțumitor sunt înaintea Domnului pentru tine că mă hrănești și mă hrănești bine cu bucate grase și alese. Înțelegeți? Lucruri pe care nu le-ați mai făcut de mult. Pruncilor, o îmbrățișare la părinți, la bunici. Bunicii au nevoie de emoțiile voastre, de dragostea voastră. De la mame, pruncilor, dacă mergeți voi la mamele voastre azi și le spuneți, vai mamă dragă, azi m-am gândit să spun cât de mult te iubesc și te prețuiesc pe tine. Parcă dacă vă puteți imagina așa cum se topește înghețata la 45 de grade, cam așa se întâmplă și cu mama aia, înțelegeți? Lucruri pe care nu le-ați mai făcut de mult. Nu știu. Să stați toți la masă în același timp, nu părând. Sau ce să... Ce-ar fi dacă azi ai da jos cu jugul obligațiilor care apasă greu asupra sufletului tău și ți-ai permite să te odihnești și să nu faci nimic câteva ore? Pur și simplu să nu miști nici măcar un deget, cum se spune. Să stai tolănit sau tolănită undeva. Să uiți că ești mamă pentru 2-3 ceasuri, nu mai mult. Deci, atenție. Să uiți că ești soție pentru 2-3 ceasuri sau tată sau... Pur și simplu să te deconectezi de la toate obligațiile și să lași jugul ăsta al responsabilităților un pic deoparte. Să nu uitați că sunteți copiii lui Dumnezeu, asta nu vă permite să uitați. Nici măcar o secundă. Da? Și efectiv să vă odihniți. Ce-ar fi dacă ți-ai permite să fii tu însuți și nu acela pe care îl vor alții? De multe ori ne strângem și ne constrângem pe noi și ne chinuim. E ca o autopedepsire. Faptul că tot timpul încercăm să ne conformăm standardelor altora și nu putem fi natural. Ce-ar fi ca azi să încerci pentru o vreme să fii tu însuți? Ce-ar fi dacă ți-ai permite să fii bucuros și să zâmbești o zi întreagă la toate persoanele întâlnite? Cristian, crezi că ai să poți de azi până diseară să le zâmbești la toți? Sorin, ai putea? Să-i zâmbești soțului tău, spre exemplu, de acum până diseară? Sau... Nu poți. Știam că n-ai cum.
Dar măcar persoanele lor pe care le întâlnești, eu știu, pe stradă, azi, măcar lor să le zâmbești, sau numai, dacă nu-s multe, e mai ușor. Da? Ce-ar fi dacă ai ieșit din starea de invizibilitate în care te complaci de câțiva ani sau zeci de ani și ai alege să ieși în evidență? Poate vorbind un pic mai tare, poate ieșind în față și făcând ceva interesant, poate alegându-ți haine mai frumoase, mergând, nu neapărat azi, mâine, poi mâine, la un teatru, la un film, la pescuit, la coafor, la unghii, la, eu știu, ce v-ar place să faceți, la, rog. Ce-ar fi dacă te-ai răsfăța cu o prăjitură sau o bucurie curată pe care nu ai mai trăit-o de mult? Vă place prăjitura din imagine? Credeți că se poate face așa ceva? În realitate? Vreți să vă spun cine a făcut așa ceva? Știți cine? Ai făcut așa ceva, frate Gicu? N-ai făcut până acum, dar nu e imposibil. Asta sună un pic ca reclamă. Deci asta a făcut-o familia Rus, de la Tușevs, ca să știți. Ne mândrim cu ei. Da, urădenii noștri. Deci ei fac așa ceva. Da? Dacă vreți să vă răsfățați cu așa ceva, nu trebuie să mergeți numai până la Oradea. 100 de kilometri pentru voi n-ar trebui să fie prea mult. Da? O bucurie curată pe care nu ai mai trăit-o de mult. Ce-ar fi dacă te-ai răsfăța cu așa ceva? Ce-ar fi dacă ai merge dimineața, când acum încă e rouă și va fi rouă de acum multă vreme înainte, să mergi desculs prin iarbă și ai vorbi cu stelele și ai îndrăzni să visezi din nou, ca odinioară când făceai lucrul ăsta destul de des? Ce-ar fi dacă cei care sunteți introvertiți, da, mai închiși așa, vă exprimați mai greu și cuvintele, și trăirile, și emoțiile, da, v-ați bucurat sopăind și chiuind de bucurie sau chiar fluierând în biserică, oh, pardon, în pădure, nu în biserică, să nu fluierați. Nu. Da? Ce-ar fi dacă ți-ai permite să mergi la un restaurant, să comanzi ceea ce îți place și să nu te uiți la preț? Că de multe ori prețul îți taie pofta de mâncare. Asta ar fi și mai și. Deci să mergi la restaurant, să comanzi ceva ce nu ți-ai permite în mod obișnuit, dar să ai bani în buzunar, că așa e frumos, dar să ai bani, dar să comanzi fără să te uiți la preț, chiar dacă trebuie să dai un sfert din salariul tău pe luna respectivă. Ce-ar fi dacă ți-ai permite să fii bucuros chiar dacă ai 10 de kilograme în plus sau doar câteva? Chiar dacă ai păr în minus? Mai sunt câțiva care ar trebui să vă bateți pe chelie, dar n-ați făcut-o. Sau datorii la bancă? Încă mai am ceva. Nu mult, vreo 3 luni. Chiar dacă mai ai copiii de crescut și întreținut și susținut, da? Chiar dacă ai casă de construit sau de amenajat, sau mă rog, chiar dacă ai eșecuri în dragoste, alo adolescenții, SOS, eșecuri în dragoste. Ce-ar fi dacă ai vorbi cu tine însuți, cu inima ta, și ei spune să nu fie de piatră, adică fără viață? Să-i spui, inimă dragă, nu fi de piatră, adică moarte față de bucurie sau tristețe. Ideea care este? Ideea este să te lași purtat de valurile și evenimentele suverane ale lui Dumnezeu și să fii gata să răspunzi cu sensibilitate la mișcările cerului. Ideea este să te poți bucura de lucrurile mici,
de un soare cald, de norul de ploaie, de o cafea bună, un grătar gustos, un cântec mângâietor, un somn odihnitor, o plimbare liniștitoare și chiar de un apus de soare. Permiteți luxul de a te bucura ca o dinioară, ca un copil care descoperă lumea. Permiteți libertatea de a uita de griji și de a admira florile care sunt frumoase și nu fac nimic pentru a-și câștiga frumusețea, decât se bucură de soare, ploaie și viață. Vedeți, Domnul Iisus ne îndeamnă să învățăm de la cine? De la crini, de la păsări. Da? Permiteți răsfățul de a te iubi pe tine însuți. Cum? Așa cum te iubește Dumnezeu, fără să fie nevoie să-i câștigi admirația sau dragostea. Permiteți gestul de a te uita dimineața în oglindă și a spune cu toată convingerea și cu cel mai mare entuziasm posibil, cel puțin de 3 ori, ești ales, sfânt și preiubit de Dumnezeu. Nu să te plângi de prea mult păr alb, de prea multă chelie, de prea multe riduri, de ciarcăne, de ce mai ne putem plânge când ne uităm în oglindă? De culoarea părului, de culoarea ochilor, de ce? De ce vedem, nu? De ce nu te-ai bucura? Spunându-ți, ești ales sau aleasă, sfânt, sfântă, preiubit sau preiubită de cine? De Dumnezeu. Că vedeți, Dumnezeu nu ne iubește după culoarea ochilor, a părului, după riduri, după ciarcăne, după vârstă, după ce? După neputințele noastre. Nu ne iubește așa, nu? Cum ne iubește El? Oricând și în orice vreme, necondiționat. Nu e așa? Ce mă bucur să știu că Dumnezeu mă iubește și la tinerețe și la bătrânețe. Mă iubește și când sunt sănătos și când sunt bolnav. Mă iubește și când sunt căsătorit și când sunt necăsătorit. El mă iubește. Dar eu de ce nu m-aș iubi? De ce aș fi nemulțumit eu de mine? David zice, te laud că m-ai făcut o făptură minunată. Și ce bine vede ochiul meu lucrul acesta, spune David. Îngăduie-ți extravaganța de a te ierta pe tine însuți pentru greșeli sau evenimente din trecut care îți bântuie prezentul. Unii știu că sunteți chinuiți de trecutul vostru. Fie că e păcătos, fie că sunt relații care vor afecta, fie că sunt eșecuri, greșeli pe care le-ați făcut, pot fi chiar persoane care vă bântuie. E vremea să dai drumul persoanelor și lucrurilor pe care le-ai pierdut. Unii v-ați pierdut poate părinții, alții v-ați pierdut frații, nu știu, poate unii chiar copiii. Dați drumul acestor persoane, nu mai lăsați să vă chinuie. Ele nu mai sunt cu voi, sunt în amintirile voastre. Oricum nu mai puteți face nimic pentru persoanele care s-au dus acum. Nu vă mai agățați de lucrurile din trecut. Imaginați-vă că în palmele voastre sunt așezate niște firicele de nisip. Vrei să iei nisipul în mână și apoi când deschizi mâna, ce face nisipul ăla? Rămâne în palma ta. Lasă ca trecutul vieții tale, care poate te împovărează, te chinuie, te neliniștește, îți produce frustrare. Îți fură pacea și bucuria, entuziasmul. Ia nisip în mâinile tale și lasă-l să curgă printre degete, spulberat de vânt. Și la fel să fie și trecutul tău. Important lucrul acesta. Dacă nu ți-ai permis să plângi de mult, ai vrut să arăți că ești tare. Și poate ai gândit, ce pentru mine sunt lacrimile? Dar presiunea e atât de mare în viața ta
și poverile sunt atât de multe și atât de mari, dar tu numai te ții. E cazul să deschizi zăgazurile ochilor tăi și să lași ca lacrimile să curgă și acestea să-ți curățească și să-ți înmoaie pământul roditor al inimii tale. De ce spun asta? Pentru că după textul pe care l-am citit, de la versetul 41 îl descoperim pe Domnul Iisus făcând ceva ce noi nu prea facem. A plâns. Iisus, împăratul, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, a plâns. Știți de ce a plâns Domnul Iisus? Vezi, zice, da, îi părea rău de cetățenii Ierusalimului. Oare numai de asta? Eu cred că Domnul Iisus a plâns și ca să ne arate că plânsul ne dă demnitate și nu ne-o ia. Ne oferă valoare și nu ne-o scade. Ne înnobilează și nu ne sărăcește. Ne însănătoșează și nu ne îmbolnăvește. Ne întărește și nu ne slăbește. Plânsul ne fericește și nu ne nenorocește. Nu știu care e starea inimii tale. Eu pot să judec după aparență. Și după cum mă uit la voi, îl pot gândi și judeca și spune, mă, ăsta e trist, ăsta e bucuros, ăsta e mulțumit, ăsta e nemulțumit, ăsta e apăsat, ăsta e mai liber și așa mai departe. Dar pot să greșesc, înțelegeți? Nu întotdeauna fața exprimă adevărata stare a inimii. De aceea noi greșim de multe ori, pentru că ne ghidăm după aparențe. Și pentru că eu nu știu care e starea inimii tale, te invit să vii înaintea Domnului în această dimineață a floriilor, când Domnul a intrat triumfător în Ierusalim și așa cum poetul unei cântări a spus și încă spune în poezie, să spui și tu, inimă, nu fii de gheață, fără zâmbet cald pe față, fără cântec, fără viață, doar oftat. Inimă de piatră seacă, dorul vine, dorul pleacă, eu te las, inimă acră, și mă duc. Corina Chiria cântă cântarea asta și provincialii, dacă ați auzit de ei. Și interesantă cântare. Și provocarea pentru noi, chiar și prin versurile acestei cântări, este: inimă, nu fii de piatră. De ce? Ca să te poți bucura de împăratul slavei. Ca să poată acest împărat al slavei să intre în inima ta și nu oricum, ci cu mare sărbătoare și alai mult. Dragă inimă, vreau să-ți reamintesc, dacă tu vei tăcea, pietrele vor prinde viață și azi ca și atunci. Dacă tu nu strigi, pietrele vor striga. Dacă tu nu te bucuri, ele se vor bucura. De aceea, întrebarea mea este, noi, lăudându-L pe Dumnezeu, pe Împăratul Slavei, slujindu-L pe El, primindu-L în cetatea inimii noastre, cum se cuvine, noi sau pietrele? De aceea te întreb la finalul mesajului, ce vrei să fii? Om cu inimă de carne, transformată de Iisus și de Duhul Sfânt, sau vrei să fii piatră? Ce vrei să fii? Și acum vă pun să ridicați mâna. Cine vrea să fie om și nu piatră, să ridice mâna sus. Domnul să o binecuvânteze. Îmi doresc și mă rog
lui Dumnezeu să facă din sărbătoarea aceasta a florilor sărbătoarea inimilor bucuroase, sărbătoarea pietrelor însuflețite. Și dacă ai venit cu o inimă împietrită sau pietrificată, Domnul să-ți schimbe inima. Domnul să-ți ia povara. Domnul să-ți aline durerea. Și Domnul să aducă lumină, speranță, har, prezență divină, prezență de împărat sfânt în inima ta. Și a împăratului slavei să fie toată închinarea, cinstia și adorarea noastră acum și în vecii vecilor. Amin.